Ce privește reabilitarea clădirii din, de lângă stadion, care aparține clubului sportiv municipal, trebuie spus că aceasta se află într-un proces continuu de degradare și este necesară renovarea sa. Avem acolo mai multe birouri, avem două săli de șah, sala de gimnastică, sala de lupte, dar și spațiile de cazare, un cantonament cu 35 de locuri. Acestea trebuie să fie renovate și, așa cum v-am mai spus, în proxima ședință de Consiliul Local încercăm să susținem un proiect de hotărâre care să vizeze și reabilitarea acestui obiectiv.